Bine faci, bine găsești. Bucuria mea, Fleming era un sărman fermier scoțian. Într-o zi, pe când muncea, a auzit un strigă de ajutor venind dintr-o mlaștină învecinată. Și-a lăsat uneltele și-a alergat la mlaștină. Acolo, plin de nămol, se afla un băiețel îngrozit care se lupta să scape. Fermierul Fleming l-a salvat din ceea ce urma să fie o moarte înceată și îngrozitoare. A doua zi, o trăsură luxoasă s-a oprit la ușa fermierului. Un nobil elegant a coborât din ea și s-a prezentat ca tatăl băiatului pe care fermierul îl salvase. Vreau să te plătesc, a spus nobilul. Ai salvat viața fiului meu. Nu, nu pot să accept bani pentru ceea ce am făcut. I-a răspuns fermierul refuzând oferta. În același timp, fiul fermierului a apărut în ușa casei. Acesta este fiul tău? l-a întrebat nobilul. Da, a răspuns mândru. Atunci hai să facem o afacere. Lasă-mă să-i ofer aceeași educație pe care o va primi și fiul meu. Dacă el este ca tatălui, cu siguranță va deveni un om cu care să te mândrești. Și asta a făcut. Fiul fermierului Fleming a urmat cele mai bune școli ale vremii, a absolvit școala de medicină Mary's Hospital Medical School din Londra și a ajuns cunoscut în lume ca Sir Alexander Fleming, inventatorul penicilinei. An de zile mai târziu, fiul nobilului, care fusese salvat din laștină, s-a îmbolnăvit de pneumonie. Ce i-a salvat viața de data aceasta? Penicilina numele nobilului Lord Randolph Churchill, numele fiului său Sir Winston Churchill. Așadar, după cum ușor se poate constata din această istorioară, bine faci, bine găsești. Sfinții părinți spun, seamănă dragoste și dragoste vei secera. Seamănă pace și pace vei culege. Amin. Și acum am și eu un îndemn din tot sufletul pentru voi să mergeți copiii mei iubiți la preot să vă spovediți, sufletul să-l curățați, pe Hristos să-l bucurați, să aveți sufletul curat, cu rugăciune încărcat și atunci va fi luminat al Duhului Sfânt Palat. Amin și Aliluia!